Neața, începe un nou daily vlog. Mă pregătesc să afară. Este, filmez în dimineața în care a început nisoara în București. Vă arăt, am de desubt o pereche de grăgroș. Am body, am pantaloni ăștia de ski, am body. O să-mi rotesc părul, o să-mi intre sub glugă. Și vedem cum iese. Astea sunt cismele de la Decathlon. Cu asta ies. Taman vreme de filmat vlog, mă, să știți. Mie îmi place vremea asta, n-am o problemă pentru că nu este atât de frig. În momentul ăsta sunt... e un grad afară, by the way. Oricum în București a început să topească zăpada. E... mă, e ok în zonele astea unde nu sunt foarte multe străduți înghesuite și așa. Eu stau la un bulevard mare, n-am probleme, adică e ceva incredibil. Apropo, să știți că eu am ieșit și am dat așa că o să pălegă un pic zăpada de la intrarea în bloc, pentru că era moale, adică puteai cu o mătură mai solidă, dădeai și cu o mătură, știi, în primă fază. Mai am aici puțin lapte de migdale cu proteine, cu asta mă tratez după antrenament. Bineînțeles că am mai mâncat și jumătate din tarta rămasă de dimineață. N-am avut când să-mi pregătesc altceva. De obicei, după ce vin de la antrenamente, îmi fac o bucată de somon, o doradă, adică ceva mai așa. Dar e ok și acum. Bun. Hai să... mi reintru așa în ritmul meu de vloguri, de filmat. O să-mi revină și vocea. Apropo, stați să vă arăt că știu și eu să vă zic. Știu și eu să vă zic ca fetele alea de pe fashion. Stați un pic să mă pregătesc. Așa, stați. Așa. Acesta este un body pe care mi l-am luat din Primark. Da, am fost și eu la Primark. Bă, știi care e faza la Primark? Eu mai luam chestii din Primark acum niște ani. Era o tipă din Sibiu care, deci când era copilul meu foarte mic și cumpăram haine de acolo. Haine jucării. Fata asta din Sibiu făcea chestie la modul. Comandam prin ea lucruri în UK, în special. Și ea... tu îi spuneai, îi trimiteai link-urile, vreau să-mi comand chestiile astea de pe site-ul tare din UK. Ea avea o listă de site-uri unde făcea comenzi. Îi plăteai și ei un comision de 10%, transport dacă mai era. Și ne întâlneam odată, ea venea odată pe lună sau odată la două luni în București, undeva într-o parcare pe la Unirii, unde veneam o grămadă, în special eram de părinți, părinți de copii mici. Care era problema atunci? Deci asta înseamnă, deci eu am născut în 2010,
Eu de atunci am cunoscut-o și anul 2010 și apoi 2011, că am născut în noiembrie, am abia foarte mult la ea. Ca să vă explic de ce cocea, spune ce în 2010 nu găseai haine pentru copii și așa. Găseam, dar alea care erau foarte bune erau excesiv de scumpe. Imaginați-vă că eu cu tot cu comandă în UK, cu comisionul ei, fata avea, nu știu, comision, parcă 10%, bașca transport, plus că aveam și eu bun simț, frate, îi rotunjeam, adică dacă era comanda, dacă, că fata era foarte parolistă, îmi spunea 158, lăsam și eu 165, adică totuși, știi? Așa, chiar și în condițiile astea, hainele de copii de bună calitate erau mult mai ieftine decât erau în România. Să știți că în 2010-2011, când a fost fiul meu bebeluș, erau scumpe hainele de calitate de bun simț. Abia apăruse pe la Carrefour marca Tex, mai era un magazin. Doamne, era în galerie la Carrefour Orhidea. Și mai avea încă un magazin undeva prin Militari. Chiabi. Așa, care avea hainuțe bune, da. N-a rezistat mult și a dat faliment. Iar oamenii care au copii mici, bebeluși, înțeleg foarte bine că nu o haină bună de bebeluș înseamnă să o poți îmbrăca, să o poți dezbrăca ușor de pe copilaș fără să-l chinui. Și să nu-i lase urme, să nu lucrurile trească. Ei, și știu că îi luam chestii copilului de la Primark prin ea și din când în când ea era drăguță, că ne zicea nouă mamelor care comandam la ea, eram cred că și un grupuleț de Facebook pe vremea aia. Zicea, băi, fetelor, luați-vă și voi că voi ce trimiteți link-ul numai de copii, uite, sunt tricouri la 2 lire sau nu știu ce era pe-au, luați-vă, fetelor, și voi. Și ne mai luam și eu pe atunci, dar nu era fața că încă eram, adică nu mă stabilisem cu mărimea și purtam practic haine pe care le aveam încă din perioada când am fost însărcinată. Fața este că cât am fost însărcinată, am haine, deci eu fiind XSS, îmi luam haine M și L. Bine, la pantaloni, nu ce, tot, adică nu... Încă am mai purtat blugii de gravidă o perioadă, adică n-aveam nevoie de cine știe ce haine, adică nu făceam neapărat în mode și așa. Adică, mă duceam copilul afară, dar nu era ca și cum... Trebuia să te îmbraci comod, să poți să puteam să încarc căruțul, ridic copilul, plus că cred că la fel, toate care aveți copii mici știți că până ieșiți afară, vă ia jumătate de oră până îl îmbrăcați. Vă hotărâți cu ce îmbrăcați, ba mai plânge, ba mai schimbă pentru așa. Și atunci am cunoscut eu Primark-ul. Așa, știu că atunci am mai luat la un moment dat. Cred că mi-am luat niște papuși de la Dorothy Perkins, parcă. Da, era o chestie drăguță de prin UK. Bun. Iar acum în România am fost la Primark. Pot să zic că am văzut ceva care să mă... Oamă, n-am mai văzut în comparație cu Sinsay. Adică dacă e să cumule Sinsay, Pepco, Decathlon... lucruri care să mă intereseze pe mine, da? Pică nu... Eu mai am dat ceva... House... Clubhouse sau nu știu cum îi zice. Mai un magazin. Mă, la H&M... Eu am avut cu H&M o febră, că tu am intrat pe fashion să vă arăt și eu ce cunoștințe am pe fashion-ul ăsta. Când mergeam prin delegații, când încă nu era H&M la noi, adică mai aveam chestia asta, eram cu fetele și prin delegații și prin afară și ne mai intrăm, mai scăpam și noi într-un Zara sau într-un H&M și ne mai luam couri, nu știu. H&M-ul, să știți că nu mi-a plăcut decât undeva mi-aduc aminte în perioada 2007-2008, când am avut și delegații în Franța și drumuri în Franța multe, atunci știu că pe Champs-Élysées, băi, aveau marfă, nu știu, adică H&M-ul acolo parcă era un pic mai upgrade decât restul ce văzusem H&M prin alte locuri. Ba chiar și față de New York, în 2008, de exemplu, am adus, am intrat, cred că, în 5 H&M-uri în New York. De la ultimul, după Fifth Avenue, am plecat cu o sacoșă de aia de pânză cu fermoare plină de cămăși.
pentru, în fine, pentru aduceam acasă, cămăși pentru familie, tricouri. Da. Dar acum din H&M, nu pot să spun, plus că mi se pare foarte scump în ultima vreme. Adică mi-aduc aminte că atunci când mă duceam în afară la reduceri și nu câștigam extraordinar de bine față de acum. Adică nu tot timpul. Mi se părea mult mai accesibil atunci H&M decât mi se pare acum în România. Credeți-mă că intru la H&M și mă uit la câte o cârpă, mă scuzați, cum ar fi asta de pe mine, da? Un body, da? Body, știți, care și continuare așa. Poți și vezi niște prețuri de alea, 120, 170, bă, stai, frate, un pic, e un body, e o cârpă, adică e o bluză pe care o iei pe dedesubt, o iei cu pereche de jeans, să te duci la Lidl, o iei cu pereche de pantaloni de training, să ieși să plimbi câini, adică te urci în mașină, duci copilul la școală, la grădiniță, adică nu e ceva. A, da, dacă e body de ăla de mătase, cu inserții, cu ce înțeleg să coste atât. Da, în fine, așa ca idee. Că, nu știu, pe mine m-au dezamăgit în ultimii ani tot ce înseamnă flagship store-urile astea, care cred că așa s-au zis, high street fashion. Zara, cel puțin. Păi Zara ești de prețuri la fel. Și mă, nu sunt, adică diferența între Zara și H&M, unde o văd eu, este că Zara clonează. Că, apropo că la toți vă pute de parfumurile clonă, adică eu vă zic ce comentați voi pe aici, unii dintre voi, hai tu te dai cu parfumuri clonă, tu care vorbești despre Guerlain și Chanel și ai parfumul clonă. Da, mai dau și parfumul clonă. Ei, tot ce este la Zara este clonat după, replicat, după modă, după modă și de modă de nișă, că au fost niște scandaluri, de exemplu, prin Franța cu ateliere de-astea de croitorie artizanală, de-astea mai unde se face de mână, broderii, chestii, nu știu ce, unde ai un designer care gândește și oamenii au pus loc copii pe și l-a făcut un pic mai urât mai la ei și dar ieftin. În rest, scoate Prada ceva, pac, vezi, la H&M, la Zara, și mai rău și la H&M. Vezi la Zara într-o lună sau și mai repede sau în același timp, știi? Adică nu e nimic, numai că în altă formă, știi? Adică un pic mai normal, nu calitatea de acolo, nu materialul ăla. Da, de-aia nu știu ce să, cum se cheamă, multă lume consideră Zara și că brand de lux. Da, brand de lux din perspectiva prețurilor, din perspectiva modelelor, nu. Tot este un copy-paste din... din ceea ce este modă în adevăratul sens al cuvântului. După aia, Tommy Hilfiger mi se pare la fel că și-a dat cu stângul în dreptul, de asta mai ies eu și altă dată, pentru că cel puțin la Tommy Hilfiger era cu croielele bune, erau finisajele bune. Acum am fost, anul trecutoare, am fost să iau fiume niște chestii. Am intrat asta la Tommy Hilfiger și la Băneasa. Bă, am întors magazinul, efectiv, da, mă dusese încroită să iau și de încălțat, ca ui, tot felul de Adidas după apucei drăguți, și ceva de îmbrăcat. Copilului meu ne-a plăcut nimic. Bine, să ne înțelegem. Adolescenții oricum astăzi au niște gusturi pe care eu una nu pot să le înțeleg. Nu le comentez, nu sunt nici rele, nu sunt nici bune. Eu una nu le pot comenta. Și anume, că apropo de asta, voi adolescenți, cei care sunteți acum între 13, 14, până pe la vreo 18, 19, cam așa. Că mă uit și unde mă duc eu la karate, că după mine, după noi, după cei care ieșim din clubul nostru, vine un club de dans cu copii, cu tineri, undeva 14, 15, până pe la 18 ani. Fete și băieți. Toți sunt cu niște Adidas, că ăștia plac și fiul. Cât mai voluminoși, care îți fac piciorul să arate aproape de extraterestru, adică de ceva monstruos, de ceva urât, adică un picior frumos de femeie, dar și de băiat, delicat, așa, el e practic tot îmbrăcat într-un caltaboș, știi, într-o chestie așa, pe care evident că scrie Nike, Balenciaga, branduri de-astea, așa, dar el în sine îți face piciorul
Hai la un 35-36 cum sunt eu, e decent. Bă, dar după ce ai sărit de 38, îți arată piciorul ce obțin ca fată despre transol. La un băiat, hai să zic că e să vedă așa o idee de... În fine. Pantalonii ori sunt tipizmene, care arată ca și cum băiatul respectiv. Să mă uit să nu mă aud careva. Ar purta Pampers. Adică sunt un pic lăsat, sunt pe la fund, sunt pe la... Mă, înțeleg când te duci la sport, da, te duci, vrei să fii în pantalon de training, mai lălăiți, mai nu știu ce, ok. Bă, dacă tu, băiat frumos, da, ieși să te întâlnești cu niște fete sau cu alți băieți, de ce să fiți, mă, cu pantalonii ăia de parcă... Adică eu nu chiar vreau să înțeleg care e mecanismul de în spate, adică pare ca și cum încă ai purta Pampers și e umflat așa, e ca la bebeluș, știi? Iar tricourile la unii băieți ori sunt foarte mulate și ca asta faza cu mulatul în felul următor, ca și la femei, nu are legătură cu numărul de kilograme, are legătură cu numărul de proporții. Poți să fii foarte slab, dar să ai niște proporții ciudate, fie prea subțire la umeri, fie să ai o claviculă care să nu se vede frumos. În fine, și să nu se vadă ok. Adică nu se vede, te dezavantajează. Și de ce să te îmbraci, te dezavantajezi? La fel, poți să fii prea, tu poți să fii prea subțire jos, dar aici să ai, tu ca femeie, dacă vorbesc ca femeie, dacă tu aici ai carnația, adică așa ești tu, ești prea plină și asta și îți umple aici și arată ca și cum ar fi o șosetă care strânge o șosetă foarte strâmtă pe un picior și se vede acolo că e chinuită pielea, așa arată și în cazul unei bluze foarte mulate pe o femeie cu carnația dezvoltată. Că ea poate să fie slabă, poate să fie fit, poate să fie campioană la... Nu știu ce să zic. Uite, de exemplu, poate fi campioană la karate, cum ar fi în cazul discipline de care mă ocup și eu. Femeile care au făcut performanță pe așa ceva, o mare parte din ele, sunt dezvoltate aici cam... gros, adică o carnație mult așa, nu se vede frumos, chiar dacă carnea pe ele este fit. Stă mai degrabă bine cu o cămașă sau cu un anchior. Nu le stă bine cu ceva foarte mulat și să le iasă multă carne în evidență. Știi? Adică nu, băi, până la urmă hainele parecum trebuie, dacă măcar nu te avantajează, dar să nu te facă să arăți mai rău decât ești în realitate. La fel pentru un băiat, dacă tu ești cu umerii mici, așa ești tu, ești cu umerii sus, foarte mici, și nici nu prea ai făcut sport, nici nu prea ai chef, ești mai degrabă cu mâinile subțire, așa, dacă ți-ai un tricou prea mulat, se vede și mai nasol, nu trebuie să ții nici supralălâi, e ceva așa potrivit. Și faza este să te uiți în oglindă, să te uiți în oglindă cu simțul realității. Evident, când ești tu între ai tăi și nu știu ce, nu are nimeni nicio treabă, dacă tot ești într-un context unde vrei să te vezi în regulă, adică să nu strici tu aspectul, e păcat să-ți iei un tricou mulat, v-am zis, dacă nu-ți stă bine cu el. La fel și un tricou mult prea lălâi, adică să arate ca un clopot pe tine, indiferent cum ai arăta. Un tricou eventual foarte lălâi merge pe cineva totuși corpolent. Corpolent sau foarte lat în umeri sau care are carnații aici. Dacă, apropo de asta, mă uitam și acum pe la... vedetele astea de la, care au fost la Globes, la globurile au. Măi, nu toată lumea poate purta rochie fără umeri. Deci de aia așa. Da? Nu, n-ai cum. Și că asta știu, asta știu de la bunica mea și știu de la femeile, la croitoreze, că un decolteu foarte mare nu poți să faci dacă nu se vede proporțional, dacă nu se vede frumos. La fel, deci dacă ți-ți dă carnea pe din afară, ca și cum ai fi un, vă imaginați un picior mai dolofan în care, cum ar fi, sau cum ar fi eu acum să mă chinui să-mi trag o șosetă de bebeluș pe piciorul meu, să-l vedea gătuit, așa se vede și asta și dă pe din afară și dă senzația de ceva care nu e regulă. Da, dați cum am ajuns noi să vorbim de modă, da? Eu nu vorbesc de modă, vorbesc despre niște lucruri de bază, elementare, adică și de-aia oglindă și un ochi
echilibrat. Adică tu te uiți și spui, bun, pe de altă parte, dacă tu nu ai ce să faci, așa ești cum, așa te-a făcut natura, așa, nu trebuie să ajungi la chestia, vai, mie nu-mi stă bine nimic, stau în casă, cam auzi și chestia asta. Nu, îți găsești niște haine neutre ca să nu te scoată în evidență. Eu, de exemplu, apelez de multe ori la chestia asta pentru că am momente când simt că nu arăt ok, nu așa, și atunci de asta, griuri, bine, oricum cam asta port. Dar nu ies în lucruri care să-mi iasă, care să-mi accentueze și mai mult lucrurile de care nu sunt mulțumită sau care nu se văd bine, care nu se văd bine, practic, care mă disproporționează, știi? Cu ce mai dau eu greș, recunosc, mi-e foarte greu să-mi găsesc jeans, blugi, cu care să stea pe ce am încercat, credeți-mă, de la... Bine, n-am ajuns la ăia, am auzit de ăștia blugi care costă 2000 de euro. Iertați-mă, dar eu 2000 de euro n-am stat niciodată, n-am stat nici măcar 1000 de euro, n-am stat pe jeans. Mai mult de... Cel mai mult am dat pe pereche de jeans a fost 500-600 de lei. Care erau, nu știu, nu mai merg aminte ce brand. Și aveau, într-adevăr, o construcție frumoasă, mergeau la sacou, era ok. Dar acum, nu. Tot așa, un 500-600 de lei mi se pare decent și acum să dai. Adică asta ar însemna un 100 de euro pe pereche de jeans, da. Hai, grosso modo, aș fi dispusă să dau și 1000 de lei, băi nene, dacă mă îmbrac cu ei. Să fie cu adevărat să mă pun în valoare. Dacă nu, ori iau de la Sinsei, ori iau de la... mai știu eu ce branduri este același lucru. Eu acum, de exemplu, jeans în care mă simt bine, am de la Lidl, by the way, Lidl, și de la Sinsei. Adică eu la ce îmi place mai mult și mai mult, și anume la parfumuri. Și reamintesc parfumul ăsta Adulter. Apropo, acum am văzut că Maison Olfactif a scos și formatul de 10 ml de poșetă, care e 150 de lei din ce am văzut pe site. Bă, e foarte mișto acest parfum și o să vă explic de ce. Este genul ăla de parfum dulce, dar dulce negrețos și foarte purtabil. Foarte... E cam... Deci când simți mirosul ăsta pe cineva, adică inclusiv pe mine, parcă vine așa să închid ochii și să mai am eu pe mine în brațe, știi? Adică e foarte blând. E ca o ciocolată de calitate, așa miroase. Ca o ciocolată de calitate și de o vanilie de foarte bună calitate. Adică asta îmi dă senzația că intru undeva într-o... Nu stau acum să vă citesc notele de pe site, că sunteți... Eu v-am mai zis chestia asta, mie nu mi se pare că voi sunteți neajutorați. Voi puteți să intrați pe Maison Olfactif, să vedeți parfumul Adulter, vedeți ce note are, ce descriere și așa. Eu vă spun ce părerea mea și ceea ce simt eu. E ca și cum ai intra într-o cofetărie de foarte bună calitate, unde nu e mirosul ăla așa, bă, știi, să vină peste tine a toate alea, și un loc unde poate să face și o ciocolată. Uite, nu știu de ce, parcă mă duce cu gândul la bomboneria de la Casa Capșa. Da, aia din partea unde e ciocolată cu ștevia, unde totul este numai cu ștevia, nu e cu zahăr normal. Ceva spre ideea mă duce de ciocolaterie, bombonerie, ceainărie a unui hotel de lux. Da, de lux n-a dat sens al cuvântului, nu doar briz-brizuri și atât. Adică mă scuzați, dar nu Dubai. Deci cred că am... Adică nu, sigur am o problemă cu Dubai, nu știu de unde e, din... Eu am observat că acum foarte lume, multă lume consideră că a merge în Dubai, a poza din Dubai, asta este un apanaj al luxului. Este într-adevăr un apanaj al oamenilor cu bani. A avea bani, chiar foarte mulți, excesiv, poți să ai miliarde de euro și să nu înțelegi luxul. Și la fel poți să ai doar niște mii de euro pe lună și să fii într-adevăr o persoană care să trăiască în lux și care să înțeleagă filosofia luxului. Luxul nu este numai despre a avea bani. Evident, ai nevoie de o parte materială. Dar dacă tu nu știi să combini lucrurile alea, să le înțelegi, să te educi. Deci, eu aș spune că în tot ce înseamnă lux, partea de educare, de rafinare
a ta ca om, ca personalitate, ca fel de a te comporta, de a vorbi, de a folosi lucruri, e aproape, adică uite așa e cu partea materială, să, uite așa fac. Evident, ca să te educi, nu știu, de exemplu, vrei să-ți cumperi o carte, vrei să-ți cumperi un parfum, vrei să-ți cumperi o haină bună, ai nevoie de bani. Repet, dar luxul nu înseamnă să ai 50 de bluze de lux, de bluze de firmă. Este suficient să ai una singură, dar să știi cum să o porți. La fel, luxul nu înseamnă să ai 100.000 de parfumuri, de care să coste minim, nu știu, 500 de euro, da? E suficient să ai 3 parfumuri, da, da? Dar să știi cum să le porți, cum să le îmbini, cum să le dozezi. Că mă scuzați, doamnelor și domnilor, degeaba aveți Maison Francis Curgean. Apropo, dacă tu ai parfum, ai toate parfumurile, bă, ai acasă la tine, este templul lui Francis Curgean. Tu ai un perete efectiv tapetat cu parfumuri și cu cosme și cu alea de corp, apropo care și detergentul, dacă știți. Dar dacă tu nu știi cum se pronunță, în primul rând, Maison Francis Curgean, dacă n-ai văzut niște live-uri cu el, el a face niște live-uri și despre muzică și despre nu știu ce, așa. Apropo, el urma să fie balerin. El și-a dorit să fie balerin. Așa. Deci dacă nu știi detalii dintre astea, nu ești pe lux. Ești doar un om bogat financiar. Da, ești bogat financiar, ai avut, nu știu, ai băgat 100.000 de euro numai în parfumuri și în cosmetice și inclusiv chiloții, numai chiloții. Și pe jos pe el cu detergent de la Francis Curgean. Ești bogat, dar nu le ai cu lux. Nu știi. Îmi pare foarte rău. În schimb, poți să ai doar 2 parfumuri de la Maison Francis Curgean și să știi mai multe lucruri sau să n-ai niciunul. Deci sunt niște lucruri, asta nu înțelege lumea de astăzi și văd eu în tot asta, că eu sunt pe luxury lifestyle. Care lux? Care lux? Că ți-ai o poșetă super colorată, că ești plin de sclipici și te pozezi în, deci nu știu, hotelurile alea din Dubai pe Valea Mare, așa, și pe fundal și ești acolo. Sau chiar ești la masă, sau chiar ești într-un magazin de bijuterii. Sau și mai chici, cu sacoșa de Louis Vuitton sau ce o fi, toate alea, în fața magazinului sau sunt acele mall-uri, acele magazine, așa, și te pozezi. Cum sunt și astea care duc la Paris, mai văd că s-au organizat press trip-uri diverse și ajung diverse fete pe la Paris și ele se pozează fie cu sacoșica de la Maison Dure undeva, fie își cumpără o baghetă și cred că și știu de unde și-o cumpără, de pe lângă la Tour Eiffel, și își fac poză cu bagheta sub braț, dar numai românce din foarte multe țări, așa. Asta e pentru ele, spiritul franțuzeș, și le mai vezi câte o chestie ceva lucios pe ele și câte un ruj de la roșu chici. Că, măi, franțuzoaica, da, ea se spune despre franțuzoaica pariziancă cu rujul roșu, dar depinde cum îl porți și la ce, că dacă toate pe tine urlă și aici ai sclipici, mărgele și poșetuța lui Vuitton agățată de umăr, și cârlionțelul, și buclele, și perluțele, și așa, să ai mai pus și rujul roșu, ești exact un fel de magazin ambulant de suveniruri din Paris. Cum sunt negrii săracii, care stau negri de diverse naționalități, astea imigranți, de cei care sunt în Franța, și care stau pe acolo pe lângă Tour Eiffel, cu acele turnulețe, cu beculețe, cu sclipiciuri, cu așa. Ei săraci stau acolo, de ce spun săraci? Pentru că sunt într-o situație ingrată, Franța a lăsat toți imigranții să vină acolo, dar vin și cam sărăcesc, cam fac foame în ultimii ani. Da. Așa că parfumul de lux nu trebuie să fie neapărat ceea ce numim parfumerie de lux, ca să mă întorc la chestia asta, nu este neapărat o parfumerie scumpă, ci este o parfumerie rafinată. Cam am zis chestia asta că, ăsta, de exemplu, Baccarat Rouge, că de ce îl place toată lumea, că miroase a bani. Dacă tu știi
Mirosul banilor înseamnă că ai umblat cu foarte mult cash. Iartă-mă, dar să știi că oamenii adevărați bogați umblă cu cash. Șoferul lor umblă cu cash. Bona, femeia de la curățenie care mai trebuie să dea bacșiș la curieri când vin cu marfă, cu livrări. Șoferul care, bineînțeles, tu îi furnizezi cash-ul, adică are un cont de care să-și tragă. Un om cu adevărat bogat și e, da, și care e bogat pe bune, nu prea umblă cu cash. Deci dacă tu mi-ai, din start, deci a prioric, dacă tu mi-ai comparat mirosul lui Baccarat 540 cu mirosul banilor sau mirosul bogăției, înseamnă că tu banii nu vei fi corect. Cine umblă cu foarte mult cash, cred că știm de foarte mulți ani ce face de fapt. Miroasea fraudă, de fapt. Și atunci, repet, ești doar un om bogat, eventual un parvenit, dar nu ai treabă cu viața de lux. Pare foarte rău. Da. Ăsta, în schimb, da. Ăsta este chiar un parfum de lux, pentru că te duce în zona aia, te duce în zona lucrurilor rafinate. O cafenea elegantă, ba chiar aș vrea să spun că pe undeva parcă s-ar simți și mirosul revistelor de altă dată. Dar cine își aduce aminte cum miroseau astea, toate revistele astea care veneau din afară, Madame Figaro, mi-aduc aminte, măi, în Air France era oare Madame Figaro sau chiar aveau ei revista aia a lor, da? E ceva de acolo, da? Aia e. Nu, ăsta e un amestec de dulce, de plăcut, de relaxat. Acolo e, da. Iar apropo, înăuntru, cum a întrebat cineva, e cu sclipici? Nu, nu e cu sclipici. E cu particule de aur. Da. Măi, știți care e chestia? Nu e o rușine să nu știi. E o rușine să te încăpățânezi în a-ți menține o părere care nu este verificată, care nu este documentată. Că nu putem să ne percepăm la toate. Că apropo, eu nu știu, dau un exemplu, mie îmi place zona asta vieții de lux. E ceva care mă fascinează, dar m-am dus în special spre parfumerie, că asta îmi place. N-aș fi capabilă să-mi dau seama, de exemplu, pe materiale textile, pe piele, pe asta, pe bijuterii. Nici pe bijuterii nu sunt capabilă să-mi dau seama. Deci nu, asta nu știu, deci nu mă bag, nu, la fel nici nu-mi permit. Nu-mi permit, adică n-am ce am eu ca bijuterii, sunt bijuterii modeste, n-am... Pentru că oricum, în momentul în care ai, asta e altă chestie, că în momentul în care chiar ai bijuterii de valoare, nu sunt niște bijuterii pe care să le ții așa, trebuie să ai un safe în casă. Că, da, vă ziceam de asta de colier, că dacă ai un asemenea colier deosebit, îl scoți, într-adevăr, la anumite ocazii, dar nu pur toată ziua, și atunci îl păstrezi la o bancă ceva. Da, ești invitat la operă, îți cumperi bilet la, nu știu, bine, cea mai mare tenoare, adică cea mai valoroasă din punct de vedere artistic, nu știu, o soprană, pardon, o tenoare, doamne. Așa. Vine un dirijor excepțional și un concert unde ai obținut foarte greu biletele, chiar dacă a costat, nu știu, 1000 de euro biletul și așa mai departe, și atunci, da, trebuie să te îmbraci într-un anumit fel, dar de gală, dar și atunci îți iei acel colier, dar rest n-are sens, adică oamenii care au și bani și care înțeleg și esența luxului nu o să poartă chestiile astea, adică nu o să le vezi, nu știu, când ies să stea pur și simplu pe și un șezlong lângă piscină citind, nu o să iasă cu colierul șopar la gât. Eventual o să iasă așa dacă e excentric, dar nu o să fac asta prea des, pentru că știe că un asemenea colier trebuie întreținut într-un anumit fel, nu îți bagi joc de el să intri la piscină sau mai știu ce altceva. În fine, asta sunt alte detalii. Chiar aș fi curioasă și de părere din partea voastră, din zona asta, tot ce înseamnă lux, viață de lux, obiecte de lux, și diferența asta între a avea foarte mulți bani, avea o situație materială peste
și înțelegerea luxului și includerea luxului. Mie îmi plac foarte mult oamenii care au ajuns la un nivel financiar foarte sus și care s-au și educat, care au înțeles că, băi, ok, am făcut foarte mult bani, stai puțin, băi, te spun și eu la un concert, vreau să înțeleg și eu care e treaba cu arta, vreau să înțeleg și eu care e cultura țării în care eu trăiesc, vreau să fac și eu mecenat, vreau să mă implic în niște chestii, nu știu, mă implic într-o fundație culturală, habar n-am, sau cumpăr numai de la artiști tineri, da? Să zicem că am foarte mulți bani, sunt o gagică, îmi plac foarte mult hainele, băi, gata, frate, mi-a luat și Louis Vuitton și Chanel și Valentino, bă, de azi, în 2024, cumpăr numai de la tineri creatori români. Bine, ăia cei mai buni, pe Sprâncean, îi caut, mă duc la festivaluri, îmi trimit un buyer care să facă chestia asta, dar nu în continuare mă îmbrac cu aceleași cârpe pline de logo-uri. Și iar am fost o tură afară. Am fost o tură afară, am vrut să mai pun niște mâncare la pisicile care sunt pe aici. Să mai văd un pic cum stă zăpada pe aici, pe lângă bloc. Vreau să vă arăt ce outfit am. Hai că astăzi sunt pe fashion, puternic. Ăștia sunt termicii care, deși sunt mărimea aia, sunt fine. Da? Mie mi-ajung că putează fac rochie din ei. Da, chiar arată interesant. Și ăștia sunt niște pantaloni de ăștia deschid, dar ieftin. Nu știu, luați de la un magazin ăsta, No Name, acu. Neața. Vocea mea a fost din nou afectată, pentru că cu cât vorbesc mai mult, se irită acolo. Adică încă e probabil ca la cântăreții de operă, la obosește faringele sau laringele. Și mai trebuie să dau puțină pauză. O ascult pe Stănciucă. Stănciucă face și niște clipuri pentru membrii și asta vă spun că începe să vă aștepte și pe voi anul ăsta. Adică clipuri care sunt disponibile doar pentru oamenii care plătesc abonament pe YouTubeArmeta. Deja și anul trecut au fost 2-3 clipuri care sunt doar pentru oamenii care plătesc abonament și nu mă interesează că e 1, că sunt 2, că sunt 3, că sunt 4, că sunt 5. Oricum, adică la început, ideea este așa. Clipurile vă devin accesibile de îndată ce sunteți plătitor de abonament. Simplu, pe 2. Nu vrei să plătești abonament? Ai... Am uitat. Stai să văd câte clipuri am eu pe tu. Mai o secundă. YouTube Studio. Hai că acum să vedem. Să vorbim din... cărți. Eu am un dashboard. Trebuie să mă încălcă pe la... Deci țineți-vă bine. Sunt afișate 627 de pagini. Pe fiecare pagină sunt 30. 600 ori 30. Bine, să mulțim așa. 600. 6 ori 2, 12. 6 ori 3, 18. Deci 1800. Sunt 1800 de clipuri pe canalul meu de YouTube. Până acum. Adică dacă cineva se simte lezat că vor urma de acum clipuri, că sunt persoane care se simt lezate, știu asta, pentru că știți care e faza? Mare parte din public s-a obișnuit să spună voi influenceri mocangiști, uitând că de fapt primii mocangiști sunteți voi, pentru că voi consumați YouTube fără să dați un leu. Adică tot ce faceți este să vorbiți strict de bani. Vă plătiți abonamentul la un provider de internet, aveți un device pe care vă uitați, telefon, așa, dar astea nu le luați special pentru YouTube, adică nu
obligatoriu, le luați pentru diverse alte lucruri. Adică nu le luați fix pe durata, nu v-ați cumpărat televizor sau telefon sau calculator doar pentru YouTube. Și în rest, practic, YouTube-ul vă dă content for free, gratuit. Bașca, până anul trecut, toată lumea se obișnuia să folosească ads blocker ca să blocheze publicitatea, astfel încât ăștia care facem content din ads, care este cel mai cinstit content, e poate greșit spus cel mai cinstit, este singurul câștig chiar curat matematic și care oricum este foarte mic, e mic la nivelul de 10 sute de euro, de exemplu în cazul meu, 10 de euro pe lună, niște 10 de euro, în geale, uneori. Pentru că noi, banii din ads, noi facem în funcție de câți abonați avem, de câte vizualizări și de câte publicitate apare și de câte publicitate lăsați voi să meargă. Bun. Ei, de anul ăsta, oricum, YouTube a introdus YouTube Premium. Ok, nu vrei să vezi publicitatea, plătești. Și atunci de acolo ne vin și nouă celorlalți. Parte, bineînțeles, infimă. Deci asta înseamnă că ești consumator, dar când ești consumator responsabil de YouTube, și anume, îți plătești contentul și susții, asta atunci, da, poți să-ți permiți să ai niște păreri, să spui cuiva, domnule, ai primit ceva pe gratis. Dar ar fi bine să ai și niște dovezi. Știu că au circulat niște discuții că sunt youtuberi care nu au, de asta cum se cheamă, nu au ads-urile alea care rulează. Ads-urile alea care vin din YouTube automat. Ei, de fapt, fac product placement. Pentru că să nu aveți senzația că acele decoruri frumoase, acele multe pachete de haine și bijuterii și diverse, vin din ce vin? Din ce? O să spuneți că are job. Păi când are timp să aibă job, să facă și aia. Ce job are? A spus, a explicat ce job are. La mine jobul e public. LinkedIn, dat Sana Maria, tot cu PFA. Cred că cine vrea poate să uite și pe site-ul la ANAP. Adică, la mine e negru pe alt ce muncesc. Nu e ceva ascuns sub preș. Dar să nu... Am un job. Bun, ce job ai? Când ai timp? Adică, eu vreau să înțeleg, un om care postează foarte des, foarte complex, foarte editat, ceva de genul... Mă trezi dimineață, mă spăl pe cap, admir, nu știu ce, și vă arăt chestiile astea, știi, toată ziua. Bă, bune, când ai avut timp să muncești? Explică-mi ce muncești. Ori ești, dacă ești atât de capabil și de așa, atunci de ce mai faci YouTube? De ce mai faci product placement? De ce mai faci ads-uri? Ok, le faci pentru că de fapt ăsta e jobul tău. Bun, asta dacă este jobul tău, fii transparent cu chestia asta. Cu faptul că câștigi din YouTube, ceea ce, iar, este foarte mișto dacă și faci o treabă bună. Adică, mă refer strict pe beauty, da? Să zicem, bă, de asta sunt YouTuber numai pe beauty, asta fac, asta e jobul meu. Am și contracte cu branduri, evident, ca să pot să-mi plătesc camere și nu știu ce. Dar când vin în fața audienței mele, mă documentez. Pronunț, în primul rând, începe de la pronunția brandului corect. Urmează cu o documentare. Documentare mai mult decât ce scrie pe site. Că dacă ești blogger, YouTuber de parfumuri, dar tu îmi citești de pe Fragrantica, îmi jignești inteligența. Oricine, și un copil de 5 ani poate să deschidă fragrantica.com, nici nu trebuie să știe să citească, că vede simbolul de telefon. Când deschizi Fragrantica, am zis, și un copil de 4 ani nici nu trebuie să știe să citească, pentru că are, ziceți, are simbolurile. Uite, luăm un parfum de aici, să zicem, nu știu. Uite, La Vie Belle. Na, ce să zic și eu acum. Da?
la aici frumos, descris, main accords, agree, ai notele, tot despre el, mare parte, și în partea de jos sunt top notes și nu știu ce, cu desene. Da? Astea sunt notele, că de multe ori mai aud ce e și mai grav să fii, să te comunici YouTuber pe parfumuri și să confunzi notele cu ingredientele. Bă, ingredientele, dacă nu le știi mai bine, nu le zici. Taci din gură, că e greu. Asta e, nu, ori știi chimie, ori nu știi. Îți vezi treaba ta. Notele poți să le știi. Ei, și sunt care vin și vă citesc de aici. În mod normal, dacă tu ești, dacă te-ai specializat, spui că, domnule, dacă eu câștig bani din asta, vine la Lancome și îți spune totul, cum să zicem. Fă un clip despre La Vie Belle, da, uite, trebuie să-mi plasezi produsul, stai cu el în cadru. Trebuie să-mi spui chestia aia. Că este un parfum peeler pentru grupul Lancome, că vrea să exprime ideea asta, că a fost lansat nu știu ce, zine în brief. Da, tu după aia, din respect, în primul rând, față de tine, iei un pic Google-ala și te face research. Research. Căutare. Documentare. Și mai cauți și alte informații decât alea de pe Wikipedia și de pe Fragrantica. Am spus, din respect, în primul rând, față de tine, dacă l-ai. Al doilea, din respect față de publicul tău. Al treilea, din respect față de brandul care îți plătește niște bani. Bine, brandul are nevoie, în principiu, să zicem, Cutărica are 200.000 de abonați, bun, are un reach de, nu știu, un clip se duce în general la vreo 10.000, bun. El vrea să se asigură, bă, produsul ăsta ajunge în fața ochilor a 10.000 de oameni și se atașează la imaginea acestui YouTuber care e drăguț, e o fată frumoasă, e, știi, să vorbească, are cuvintele la ea, toate bune și frumoase. Dar mai este și chestia aia plus, știi, că trebuie să arăți, bă, ok, sunt, am fost capabilă să-mi negociez contractul, foarte bine, mișto, mi-am luat super camere, bă, dar hai să aduc și acel plus de valoare, știi? Că doar atât că citesc din Fragrantica, poate pe Wikipedia, mai sunt o felul de clipuri dintre astea, moda de nu știu ce, sau parfumurile lui Dior. Și ia omul Wikipedia, adică YouTuberul Wikipedia, și citește de acolo și face de acolo notițe. Păi mamă, îmi jignești inteligența, repet. Voi, publicul, sunteți oameni deștepți, aveți internetul în față. Dacă ai dat două Google-uri la orice răhățel, prima dată îți apare Wikipedia la o chestie asta, știi? Sau... nu-mi da din primele rezultate. Arată-mi care este added value, valoarea adăugată. Da. Am desfăcut părul, avem cap de... da, acum este... la cererea publicului. Da. Și să mă văd și eu că mi-a mai revenit așa. Că nouă femeilor, special, bănuiesc și pentru bărbați, ne face bine așa să ne arătăm, să ne vedem în oglindă, că arătăm mai bine. Să mă dau cu un pic de ruj elixir brillant de la Yves Rocher, care își face treaba foarte bine. Deci, mi-e plac chestia asta care poți să dai fără să vrească să te vezi în oglindă, care și hidratează și colorează, fără să arăți ca și cum ai fi dată cu bidinea. Da. Cam, așa e. Nu-mi cereți, vă rog frumos, să mă și machiez, pentru că ăla cât de iritată sunt acum din cauza faptului că acum se descarcă resturile virale din corp. Dacă mai îmi pun acum și machiaj pe față, cred că mie că mai bine nu mai zic. Da. O să mă mai machiez și eu, stați nișiți, că am mai făcut, o să fie pe canalul meu de YouTube și chestii cu cu make-up. Bun. Cred că
Aia și totuși lunguță să vlogul ăsta ce am povestit pe aici. M-ați auzit tu și undeva ați plictisit. Eu de acum sunt bine, adică eu ieri am lucrat la sală, la karate. Singura chestie care a rămas, cum vorbesc, cum asta e acolo, iritat. Aia, în rest, sunt bine, mersi, mă mișc, că am elan, am așa, adică nu mai... Da. Totuși să pot să-mi reglez iritația de acolo, din gât. Da, dragilor, na, ce să vă zic, cam asta a fost, terminăm acest clip așa, că arăt și eu drăguță, nu? Da, asta o să pun și pe thumbnail, ca să nu mai fugă lumea. Da, e o chestie ca și la copii. Și copiilor le plac oamenii frumoși, dar în anumit fel de frumos, un frumos natural și cald. Și tindem să apreciem asta mult timp până când nu ni se denaturează aprecierea asta față de esteticul uman. Există un estetic uman, evident. Asta îl simțim noi, este și instinctiv și este și educat. Știi? Cum acum, de exemplu, e foarte obsesiv acest lucru de a fi, de a avea, de exemplu, unghiile cu gel și lungi. E un, o chestie de frumusețe. Sau gelele alea care arată ca niște, nu știu cum să le spun. Gelele alea de pus cu fir, cu fir, dar la unele persoane se vede departe, se vede atât de clar că nu... La unele persoane nu se văd dacă sunt lucrate finuț. Că aia e chestia, adică să mimeze naturalul încă să nu-ți dai seama. Dar la unele persoane sunt de parcă i-ați mult codița unei veverițe și și-a lepit-o pe ochi. Ei, dar asta văd că mai nou e o chestie foarte apreciată așa. Da. Bun, dragilor, comentarii, reacții, share. Abonați-vă la, și la varianta plătită, pentru că vor urma anul ăsta multe clipuri. Va fi măcar un clip la 2 luni care va fi dedicat doar celor care plătesc abonamentul pe canalul meu.